Conform calendarului, înscrierile se desfășoară în 4 etape. Prima etapă este în intervalul 5-16 martie, a doua în perioada 20-27 martie, a treia etapă în perioada 23-25 martie, iar ultima etapă și cea în care toți elevii care îndeplinesc criteriile de înscriere trebuie să știe unde vor merge la școală, este în intervalul 2-9 mai. Părinții trebuie să știe că este obligatoriu să-și înscrie copiii la școală, dar trebuie să citească cu atenție și noi am informat pe toate canalele să citească cu atenție ce presupune fiecare etapă. Repet, noi suntem acum în cadrul etapei întâi care implică înscrierea la școala de circumscripție. Atrag atenția că dacă dorește să se înscrie la o altă școală decât școala de circumscripție, trebuie să nu se înscrie în etapa întâi, pentru că altfel apar probleme și nu îi se mai permite înscrierea în etapa a doua. Prima zi de înscriere a debutat cu probleme din cauza unui server care la primele ore ale dimineții nu a funcționat. Așteptăm să se deschidă aplicația în jurul orei 11. Repet, este vorba de copiii care au domiciliu într-o anumită circumscripție și se pot înscrie numai la școala de circumscripție. La aceasta se referă etapa întâi de înscriere, durează de la 5 martie până la 16 martie. La nivelul județului Gorj, din recensământul realizat de Inspectoratul Școlar, la clasa pregătitoare vor fi înscriși 2611 copii, iar în clasa întâi 3119 elevi.